Bine v-am găsit la știri. Temperaturile ridicate de vară își vor spune în curând cuvântul. Alimentarea cu apă de la izvoare și fântâni este o reală problemă. Nu doar cantitatea de apă pe care o consumăm este importantă, ci la fel de mult contează calitatea ei. Apa este un element esențial vieții. Nu orice apă, dacă este curată și are gust bun, este și potabilă, deoarece poate conține microorganisme și substanțe care ne afectează sănătatea. Marea problemă la scară națională, nu numai pe teritoriul județului, o reprezintă prezența nitraților în apă. Acești nitrați sunt rezultați finali fie a unei poluări de natură microbiologică, determinată de prezența unor latrine, a unor fose septice necorespunzătoare, fie a unor depozite de gunoi de grajd și care au atât efecte imediate, mă refer la intoxicația acută cu nitriți care apare la copilul mic, 0-1 an, fie la efecte pe termen lung, dintre care un risc major îl reprezintă posibilul efect cancerigen al acestora. Multe persoane aleg să se alimenteze cu apă de la izvoarele publice, considerând că apa de acolo este superioară calitativ celei de la rețeaua publică, fără să știe că în Alba Iulia niciun izvor nu are apă potabilă în toate lunile anului. Zonele învecinate municipiului Alba Iulia, unde din păcate nu avem decât un singur izvor în care în mod constant, indiferent de sezonul în care am făcut recoltarea și analiza probelor, am găsit că apa este corespunzătoare, este vorba de izvorul de la Sibișen, de la piciorul podului. Să înțeleg că celelalte izvoare, Bărăbanț, Tolstoi și câte mai sunt, nu au apă potabilă? Niciunul din restul izvoarelor analizate nu au avut apă potabilă. Izvorul de la Bărăbanț nu are apă corespunzătoare în momentul în care se încălzește vremea. Apa este corespunzătoare doar pe perioada de iarnă, când probabil temperatura scăzută acționează ca un dezinfectant și distruge microbii. Numai de aici beau apă copiii, e foarte bună. Vin multe persoane aici la izvor, că stați în apropiere. Plin, în special când e timp frumos de vară, soare și așa, noaptea 10-11, e aglomerat. Pur și simplu e coadă la apă. Bună, mai bună ca cea de la robinet, de la bloc, bineînțeles. O folosiți doar la băut sau și la gătit? La băut, la ceai, la gătit, la băut în general, cu sirop. Se păstrează bine în timp? Da. Nu știu dacă mai am într-un bidon, dar nu are depuneri. Deocamdată. De câțiva ani de zile, n-am probleme, nu e nicio problemă. Nu vă luați după toate poveștile. Indiferent că este iarnă sau vară, consumați apă de aici? Sigur, iarna e mai caldă și vara e mai rece. Dacă vreți să aflați mai multe despre apă, care sunt sursele la care ne putem alimenta, cum ne afectează sănătatea consumarea unei ape nepotabile, dar și cât costă o analiză de apă, urmăriți sâmbătă de la ora 20 emisiunea Pro Sănătate la Alba TV. Spitalul din Ogna Mureș ar putea fi redeschis. Conform declarației ministrului Sănătății Vasile Cepoi, au fost făcute verificări în unitățile sanitare pentru care primăriile au solicitat reluarea activității. În momentul de față, la Direcția de Sănătate Publică Alba nu există niciun act oficial cu privire la redeschiderea spitalului. Ministrul Sănătății Vasile Cepoi a declarat joi că 5 spitale din cele 67 închise în 2011 ar putea fi redeschise. Între acestea se numără și spitalul din Ogna Mureș. Ministrul a adăugat că în urma controlelor făcute în unitățile sanitare, aproape 30% au dotări corespunzătoare cu spitalele de gradul 4. Redeschiderea spitalului din Ogna Mureș implică însă mai multe etape. Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al Direcției de Sănătate Publică Alba, însemna reautorizarea sanitară, reintegrarea în circuitul medical și noi servicii pentru populația din Ogna Mureș. Potrivit directorului DSP Horia Timiș, în acest moment nu există niciun act oficial prin care să fie inițiate demersuri pentru redeschiderea spitalului. Tot ce știm sunt din declarații din mass media, oficial nu am primit nimic, am fost cu comisia de la minister, s-a investigat, s-au trimis inventarele, așteptăm o decizie oficială, un act administrativ. Ministrul Cepoi a mai declarat că primăriile pot redeschide aceste spitale, dar trebuie să facă dovada că le pot întreține.
Începând de astăzi, medicii pot elibera rețete electronice. Astfel, pe parcursul lunii iunie, farmaciștii, medicii, dar mai ales pacienții, vor avea timp să se acomodeze cu noul format de rețetă, pentru că de la 1 iulie aceasta o să devină obligatorie. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, rețetele electronice vor fi eliberate până la finalul acestui an, în paralel cu cele clasice, dar vor deveni obligatorii din iulie. Astfel, medicii și farmaciștii vor fi nevoiți până la această dată să își achiziționeze aparatura și softul pentru întrebuințarea rețetelor electronice. În varianta online, medicul trebuie să se autentifice cu un certificat digital, iar pacientul cu CNP-ul. Unul din beneficiile aduse de noul format de prescripție al medicamentelor este faptul că pacientul își va putea cumpăra medicamentele de la orice farmacie din județul unde se află casa de asigurări la care este arondat. Ați cunoscut-o pe Alina la Alba TV, în compania colegilor și a dirigintelui ei. Ați aflat atunci că Alina este o tânără de 16 ani care studiază arta și este pasionată de pictură, dar care de la vârsta de 7 ani suferă de insuficiență renală. Colegii și profesorii Alinei au organizat aseară în Alba Mall un spectacol caritabil cu scopul de a strânge suma necesară pentru dublul transplant de care ea are nevoie. Spectacolul oferit Alinei de colegii ei a făcut parte din evenimentele dedicate Liceului de Muzică și Arte Plastice. Tinerii artiști au pregătit momente de muzică și dans, au organizat o expoziție de pictură cu vânzare și au pictat icoane cu mesaje de încurajare pentru Alina. Încercăm prin această campanie O rază de lumină pentru Alina să sensibilizăm opinia publică și să vină să achiziționeze o lucrare făcută de colegii Alinei. Chiar și Alina a adus câteva picturi și icoane foarte frumoase. De asemenea, elevii au făcut un număr de vreo 30 de tricouri pictate manual cu tot felul de desene, vesele, hazlii. Vrem să le valorificăm și banii să-i donăm Alinei. Alina face dializă de 4 ori pe zi. Din această cauză și vederea a fost afectată. Ea are nevoie urgentă și de un transplant de cristalin pe ochiul stâng pentru a nu-și pierde vederea atât de prețioasă pentru un artist. Dragul vârstei de 16 ani, datorită nefuncționării rinichilor ficatului, este în pragul unei probleme mari de a nu mai vedea. Ea și-a dorit foarte mult la liceul de artă să vină, să devină pictoriță, ori lumina ochilor este ceva indispensabil pentru oricine, cu atât mai mult pentru un pictor. Cred că găsim oameni cu sensibilitate și care pot să-și răpească o oră să vină la un program artistic susținut de elevii liceului. La fel de urgent este și dublul transplant de rinichi și ficat care se poate realiza la Viena, însă familia Alinei nu își permite să plătească intervenția chirurgicală care depășește 200.000 de euro. De aceea, colegii și profesorii tineri au inițiat campania Rază de Lumină pentru Alina. Just gotta keep going and I gotta be strong. Just keep pushing. Și Ionuț Ionescu, concurent în cunoscutul show Dansez pentru tine, a urcat pe scenă pentru Alina. Pe site-ul www.alina.albamedical.info puteți afla mai multe detalii despre starea de sănătate a Alinei. Cei care doresc să o ajute pot face donații în euro în contul RO06-BTRL-0010-4201-B11-39-8XX și în lei în contul RO31-BTRL-0010-1201-B11-39-8XX. Nou-născuții din Spitalul Județean Alba Iulia au fost sărbătoriți de Ziua Internațională a Copiilor într-o manieră specială. Bebelușii au primit în dar de la Biblioteca Județeană cărți, iar mămicile lor flori și felicitări. Acțiunea Prima zi, prima carte s-a desfășurat în premieră anul trecut, iar inițiatorii acesteia au continuat-o și anul acesta.
Ne-am gândit că prima zi, prima carte, este extraordinar, pentru că ce poate fi mai frumos decât să-ți începi viața cu o carte și o floare, bineînțeles. Alături de urările noastre de bine și sănătate, ne dorim ca acești copii să crească și să-și aducă aminte, poate, sau să li se spună că au primit în prima zi o carte de la Biblioteca Județeană. Uite, flori, flori pentru noastră. V-am pupat și să fiți... Nu am vă simțiți. Nu-i nimic, nu-i nimic să trească. Și pentru cel mic, sau cea mică, ce este? Cel mic. Cel mic, în băiețel. Să trăiască și uite, o carte frumoasă, bebelușul nostru, să vă bucurați de ea și una mică, mică pentru el. Prin acest dar, mămicile sunt încurajate să le citească copiilor și să-i apropie de carte încă de mici. A începe să citești unui copil chiar la naștere nu este o pierdere de timp, așa cum sunt tentați să creadă unii părinți. Sunteți o mămică fericită, ați primit și cărți, o să-i citiți micuțului? O să-i citim, mulțumim frumos! Sunteți o tânără mămică, o să-i citiți copilului? Sperăm, da, încercăm. Sunteți încântate de cadou și de flori? Da, foarte frumos din partea lor. Aveți un nou membru în familie? O să-i citiți micuțului? Ce părere aveți de acest proiect? Da, sigur că da. E foarte bine. Trebuie să învețe și ei. Lectura creează o legătură încă de la început între părinte și copil, prin tonul cald folosit și prin rostirea cuvintelor melodioase. Cu cât îi se vorbește mai mult unui bebeluș, spun specialiștii, cu atât îl va deprinde mai repede abilitatea de a asculta, a înțelege și mai apoi chiar de a reproduce. O lume de copii, o lume sigură. Sub acest nume s-a desfășurat astăzi concursul de desene pe asfalt organizat de Inspectoratul Județean de Poliție Alba. Acțiunea a avut loc pe platoul din fața stadionului Cetate din Alba Iulia, unde copiii au dat viața asfaltului colorând scene rutiere, semafoare, mașini și agenți de circulație. Cei mici au venit însoțiți de învățători, învățătoare și educatoare și au fost pregătiți să-și expună creațiile proprii pe asfaltul din fața stadionului. Desenele lor foarte colorate au fost inspirate din viața de zi cu zi și nu puține au fost cele care înfățișau polițiști, treceri de pietoni, biciclete sau semafoare. La acțiune au participat atât copii din clasele 1-4 de la școlile din municipiu, dar și copii de la grădinițe. Ce desene? O școală și un drum care stă poliția să apere cum trec copiii de la școală. Desenăm o bicicletă și un om pe ea care nu se asigură. Da. Are legătură cu ce face poliția? Vă ajută? Dacă nu se asigură, da, are. Că dacă nu se asigură, poate călca mașina. Am desenat o mașină care se oprește, o fetiță care trece pe verde cu bicicleta. Eu desenez o casă și niște copii. La ce zi astăzi? Ziua copilului. Și cum astăzi este ziua copilului, cei mici au primit pe lângă creta colorată diplome și înghețată. Concursul face parte din calendarul activităților Inspectoratului Județean de Poliție Alba, dedicate zilei copilului. Această activitate s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale Alege Viața și s-a realizat în colaborare cu Consiliul Județean. Importanța acestei activități o reprezintă conștientizarea tinerilor copii preșcolari și școlarii de gimnaziu asupra importanței respectării normelor rutiere de către acestea pentru a nu deveni victimele unor accidente rutiere. La această activitate au participat aproximativ 100 de tineri preșcolari din ciclul gimnazial de clasele 1-4 plus preșcolarii de la două grădinițe din municipiul Alba Iulia. Concursul s-a dovedit a fi un real succes, școlarii fiind foarte încântați de activitatea desfășurată de polițiști. În urma lor au rămas desenele reprezentative ale concursului. Copiii au fost sărbătoriți astăzi și la grădinițe. Preșcolarii au intrat în pielea unor personaje din poveștile îndrăgite, au dansat, au mâncat tort și s-au bucurat de ziua lor. Copiii din grupa Florilor de la grădinița numărul 13 din Alba Iulia s-au costumat și au participat la un carnaval special pregătit pentru ziua lor. Cei mici s-au bucurat să fie pentru o oră prințese, cavaler, balaur sau orice alt personaj imaginar din poveștile cunoscute. Și-au interpretat rolurile cu talent și au cântat cu multă bucurie. Haide să văd cine spune că ar dori așa minune să scade orice nevoie, eu vă spun adevărat, în motanul încălțat. Motanul foarte priceput, n-am mare lucru de făcut, doar să merg la vânătoare, să îngrijesc de căprioare, să ascult muzică în grădină noaptea când e lună plină. Frumos vorbești, tinere, aș vrea să-mi fii ginere, știu că prințesa te-a îndrăgit din clipa în care te-a zărit. Carnaval, carnaval, vă poftim acum pe toți, vă poftim la bal.
La credința numărul 12, Ziua Copiilor, a fost una specială. Directoarea Veronica Suciu a organizat o sărbătoare în aer liber pentru toți cei peste 300 de preșcolari ai grădinisei. Cei mici au fost în primul rând dansatori, iar mai apoi spectatori. Fiecare grup a pregătit câte un dans și a urcat pe scena special amenajată în curtea grădinisei. Nu puteau lipsi de la petrecere baloanele, clovnii și torturile. După încheierea programului, cei mici au dansat și s-au bucurat cu toții, iar în sălile de grup au fost așteptați cu torturi. 1 iunie a venit cu cadouri pentru copiii de la casa de tip familial Stremț. Micuții au sărbătorit Ziua Copilului alături de jandarmii din Alba, care le-au adus dulciuri și mici atenții. De 1 iunie, jandarmii din Alba s-au gândit și la copiii aflați în centre de plasament, așa că au pus mână de la mână și s-au deplasat la Stremț pentru a aduce cadouri copiilor de la casa de tip familial din localitate. În pachete, vizitatorii au pus alimente, dulciuri și sucuri. Tot așa, nu toate odată. Hai, fetelor, hai, cu curaj. Hai, cu curaj. Și cu plăcere. Să creșteți mari și la mulți ani e ziua voastră. Hai, hai. Cu plăcere. Pentru generozitatea lor, jandarmii au fost răsplătiți cu poezii. Stremț, fură rasa din coteț. Și se îndură că nu fură și le-am prins cu rața în gură. Și cu un buzunar, trele-ai statul popular. Bravo! Casa de tip familial Stremț a mai fost vizitată și cu alte ocazii de reprezentanța jandarmeriei Alba, în special în preajma sărbătorilor atunci când aduc cadouri pentru cei mici. Școala Mihail Gogălnicianu din Sebeș a găzduit ieri o sesiune de comunicări denumită sugestiv Universul Copilăriei. Astfel, elevii școlii, dar și invitați de la alte instituții de învățământ din localitățile limitrofe municipiului Sebeș, ne-au împărtășit propriile lor concepții în ceea ce privește copilăria. Tema generală a sesiunii de comunicare a adus în centrul atenției copilăria cu bucuriile și trăirile ei. Astfel, elevii au dat citire eseurilor, au interpretat diverse imagini despre copilărie și nu în ultimul rând au repus în dreptul eroii basmelor românești. Am avut astăzi în jur de 20 de copii care și-au manifestat ei ideile pe trei secțiuni. Am avut creație literară, unde nu li s-a impus o temă, li s-a dat un titlu, Universul Copilăriei. Au fost liberi să scrie ce au vrut și cum au vrut și în câtă dimensiune au vrut ei, atâta timp cât s-au exprimat pe ei. O a doua secțiune a fost o prezentare PowerPoint, gândindu-ne la faptul că ei interacționează foarte des cu lumea computerelor și le este la îndemână și chiar le face plăcere să combine imaginile cu textul. Ultima parte a comunicărilor a fost dedicată supereroilor din literatura română, secțiune care și-a dorit să readucă în atenția elevilor personalitatea acelor eroi de poveste care au marcat istoria românilor. Eu cred că Vlad Țepeș a fost mai mult decât un erou, chiar un supereroi, pentru că a învins turcii în multe războaie. A băgat spaima în ei și i-a făcut să tremure la auzirea numelui său. Chiar și sultanul era înspăimântat. Copiii mai citesc și benzi desenate cu supereroii sofisticați de acum și nu-și dau seama că și supereroii români ar putea avea propriile lor benzi desenate și ar putea să aibă instrumente magice și haine frumoase și puteri incredibile. Atunci copiii ar citi despre supereroi români care ar fi frumos să fie categorisiți drept supereroi cu adevărat fantastici. Eu, sincer, aș vrea doar să fie și supereroi români băgați în seamă și să fie luați drept supereroi moderni și puternici și modeli și frumoși și sofisticați.
La finalul întâlnirii care a marcat Ziua Internațională a Copiilor de Pretutindeni, elevii au fost premiați cu cărți, diplome de participare și insigne. Elevii care au dat viață expozițiilor etnografice din întreg județul au fost premiați de Muzeul Național al Unirii și Consiliul Județean Alba. Astfel, copiii din mai multe localități, însoțiți de cadrele didactice, au beneficiat astăzi de o bine meritată excursie în orașul Marii Uniri. De 1 iunie, elevii din localitățile Sășor, Pianul de Jos, Ceru Băcăinți, Șugag, Vidra, Sălciua, Bucium, Mogoș, Ocoliști, Uleasa și Gâda au sosit astăzi în Alba Iulia pentru a fi premiați de Muzeul Național al Unirii. Consiliul Județean Alba și Muzeul Național Unirii au inițiat un proiect în colaborare cu expoziții etnografice în care am încercat să implicăm copiii din localitățile în care avem aceste expoziții etnografice, să implicăm să descopere, să redescopere istoria locală, să valorifice tradiția locală prin compuneri sau desene și pe cei mai meritoși încercăm astăzi să-i premiem, dar astăzi, pentru că sunt foarte mulți participanți peste așteptările noastre, ne-am îndreptat doar spre zona Apuseni și zona Sebeșului, urmând ca în data de 5 și de 6 iunie să premiem și celelalte zone etnografice. Alături de cadre didactice și custozi, cei 120 de copii care au dat viață expozițiilor etnografice prin intermediul desenelor sau eseelor au fost astăzi recompensați pentru întreaga lor activitate desfășurată în cadrul acestor instituții de cultură. Premiul 2 pentru eseu Jurca Ana Maria. Și premiul 1 Jurca Iuliana Colina. A fost premiați în urma participării cu desene, iar cei de clasele 5-8 din partea din compuneri au fost premiați și am găsit cea mai potrivită zi pentru copii, exact de 1 iunie, când e ziua lor, în primul rând. Cu această ocazie, elevii sosiți în Alba Iulia au vizitat atât muzeul cât și Sala Unirii, iar ziua de 1 iunie a devenit una benefică și plină de recompense. Anul acesta nu este unul bogat pentru apicultori. Vremea capricioasă, deloc prielnică pentru culesul principal, face ca producția de miere pe familie de albine să fie mult sub nivelul mediu. Iancu Gheorghe din Slatna, apicultor de 25 de ani, are aproximativ 200 de stupi din care scoate în medie 35-40 de kilograme anual. În acest an însă producția pe familia de albine va fi mult inferioară, în jur de 10 kilograme de stup. O fost ploi, o fost alcâm untoi aici. Tonele de miere au rămas acolo în copaci, asta îi am pierdut anul ăsta, sperăm că anul viitor o să fie mai bine, acum să sperăm că teiul nu o să mai fie așa capricioasă vremea cum a fost până acum. De ce producție mai slabă, ce probleme întâmpină apicultorul, dar și imagini inedite cu frigurile roiului și cu albine atacând supărate reportere nevinovat, duminică la emisiunea Agricultura în județ, începând cu ora 14, numai la Alba TV. Cu toții sperăm la un weekend cu vreme frumoasă, însă este foarte probabil ca instabilitatea atmosferică să se accentueze. Ne așteaptă câteva zile cu ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Ploile s-au mai rărit în ultimele zile din luna mai pentru ca în primele zile din iunie să revină. Gradul de instabilitate atmosferică se va reduce abia după data de 6-7 iunie. Până atunci, cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 35-40 de litri pe metru pătrat. În intervalul 1-6 iunie, temperaturile medii vor fi în creștere treptată spre valori ce vor ajunge să caracterizeze o vreme normală din punct de vedere termic. Însă pe parcursul zilei de astăzi și la noapte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în vestul, nordul și centrul țării. Așadar, vom avea parte de averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie și izolat căderi de grindină, conform ANM. Dacă v-ați gândit să vă petreceți vinerea aceasta în natură, vă sugerăm să ascultați sfatul meteorologilor și să amânați ieșirea câteva zile, iar dacă porniți la drum, vă sugerăm să nu vă uitați umbrela acasă. Consiliul Local Alba Iulia a aprobat joi un plan urbanistic de detaliu privind reamenajarea zonei centrale a orașului pe strada Tudor Vladimirescu în zona magazinului Unirea. Proiectul prevede construirea de parcări, dar și de blocuri de locuințe.
Proiectul aprobat în ședința Consiliului Local al Baiulia prevede schimbări majore, printre care dublarea numărului de parcări în zona blocurilor, desfințarea semafoarelor și amenajarea unui sens giratoriu în intersecția dintre străzile Tudor Vladimirescu și Calea Moților. De asemenea, pe terenul unde se găsește și piața de produse industriale, se vor construi, potrivit proiectului, 4 blocuri, dintre care 2 aflate la stradă vor avea 7-8 etaje, iar cele din spate 3 etaje. Totodată, în raportul de specialitate este inclus amenajarea 2 stații de autobuz și a unei stații pentru 15 taximetre. Se propune modernizarea zonei pietonale, amenajarea de locuri de odihnă și zone verzi. În ședința de joi, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat lista de priorități pe anul în curs privind repartizarea locuințelor sociale. Din cei 38 de solicitanți, 32 se regăsesc pe lista finală de priorități. Din totalul cererilor primite, 4 au înregistrat punctaj 0 din cauza nedepunerii actelor doveditoare sau a veniturilor peste salariul mediu pe economie. Alte 2 nu au primit aviz favorabil din motive la fel de temeinice, una din lipsa de la domiciliu la efectuarea anchetei sociale, alta pentru că persoana solicitantă locuia și se gospodărea cu părinții. Fericiții de pe lista finală vor fi chiriașii locuințelor sociale construite pe strada Vasile Alexandrei din Alba Iulia. Joi a fost stabilită lista de priorități pe 2012 privind repartizarea locuințelor sociale chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. Consiliul Local Alba Iulia a dat joi undă verde acestei liste. În ultima ședință de Consiliu rezervat aleșilor locali din mandatul 2008-2012, legislativul de Alba Iulia a făcut dreptate în cazul a 7 chiriași evacuați, care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate adevăraților proprietari. Pe această listă se regăsesc în ordinea punctajului familiile Rusan, Cocârlă, Oprean, Ciurar, Costea, Luca și Andrei. Familiile în cauză vor fi repartizate în amplasamentul de locuințe sociale ridicat pe strada Alba Iuliană, Vasile Alexandrei. Fundația InterArt și Penitenciarul Aiud au pus punct astăzi unei manifestări în premieră națională. Este vorba de prima ediție a simpozionului InterArt, ce s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile în incinta închisorii de maximă siguranță din municipiu. La ineditul simpozion au participat prietenii vechi ai Fundației InterArt și a lui Ștefan Bolog, președintele fundației, precum profesorul clujan Dorel Găină, scriitorul Ioan Hăderig, poeta Casandra Ioan sau artistul plastic Andrei Baco, dar și deținuți selectați în funcție de sensibilitate creativă. Au fost abordate ca genul literar eseul, poezia, proza și ilustrația de carte. Pe lângă programul de creație artistică au avut loc întâlniri cu invitați speciali, dezbatere și recitaluri de muzică. Evenimentul a marcat 10 ani de colaborare între Fundația InterArt și închisoarea iudeană. Mai trebuie precizat că InterArtul anul acesta are 10 ani de pușcărie, pentru că de 10 ani noi avem parteneriate constante și proiecte comune cu Penitenciarul Iud și cred că pot spune avem o colaborare chiar fructuoasă din punctul acesta de vedere. Ideea acestui simpozion a aparținut lui Ciprian Sabău, director adjunct pentru integrare socială în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud. Persoanele private de libertate au fost selectate în funcție de abilitățile, interesele lor în acest domeniu al creației literare, respectiv ilustrație de carte. 2 dintre persoanele selectate cu circa o lună în urmă au fost evidențiate în cadrul unui proiect intern al sistemului penitenciar, poezie de pușcărie. Poeziile deținuților au fost în marea lor majoritate de dragoste și dor. În ochii tăi citesc iubire și mai văd frumoasă în ei noaptea a stelelor sclipire și dorința dragostei. Ochii tăi, ca cerul vara, atât de albaștri și senini, mi-au pus în inimă povara unei sincere iubiri. De câte ori ne întâlnim, 2 flori de stânjenei îți sunt ochii și sublimi, iar gura ta-i parfum de tei. Zi și noaptea săruta, ai tăi ochi frumoasă zână, precum ești iubirea mea, n-aș dormi o săptămână. Ochi frumoși precum ai tăi, nu-s niciunde pe pământ, de nu-i văd și fără ei parcă-s mort, așa mă simt. Un amplu reportaj de la fața locului puteți urmări și în această seară de la ora 19:30 în cadrul emisiunii Controverse. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am găsit la știrile din sport. Chiar dacă are o situație financiară proastă, clubul de fotbal Unirea Alba Iulia poate scăpa de grijă cu bani din transferurile făcute în trecut. Uniriștii au de încasat bani atât din transferurile lui Gicu Grozav la Standard Liege, cât și de pe urma trecerii lui Fabian Himcinski la Empoli. Soarele poate răsări pe stadionul din cetate. Nu puține au fost reclamații de jucătorilor care declarau că joacă fără bani. Fiind la un pas de desfințare, clubul a reușit să mențină echipa pe linia de plutire doar cu ajutorul sponsorilor. Situația se poate îmbunătăți urmând ca pe viitor să intre în vistăria clubului banii din tranzacțiile de jucători din anii precedenți. Pe cei de la Standard Liege i-am reclamat la FIFA, deoarece ne-au dat un răspuns nefavorabil și am reclamat la FIFA, suntem în litigiu la FIFA cu ei și cu cei de la Empoli suntem în discuții, au un meci de baraj și dacă vor rămâne ne-au promis că în scurt timp ne vor achita banii. Clubul Unirist este recunoscut pentru afacerile cu jucători tineri de-a lungul timpului plecând de la echipă pe bani frumoși, mai mulți jucători cum ar fi Nicușor Stan și Ugicu Grozav, Fabian Himcinski, Tibor Moldovan sau Mihai Mincă. În Danemarca se va desfășura în perioada 5-10 iunie campionatul european de powerlifting destinat juniorilor. Delegația României va participa la această competiție cu 8 sportivi, printre care 2 din Alba. Obiectivul Federației Române de Powerlifting este acela de a cuceri cât mai multe medalii. Ovidiu Pănăzan, în calitate de secretar general al Federației și antrenor, are așteptări mari de la juniori. Cei 8 sportivi sunt Ana Maria Motoca, Emilia Bulai, Andra Ghineț, Andreea Andrei, Carmen Pârva, Laurențiu Avram, Alexandru Cazacu Alexandru și Marco Darkov Sava. O să participăm cu 8 sportivi, 2 sportivi din Alba Iulia, 2 sportivi din Timișoara și 4 sportive din Bacău. Obiectivul este obținerea a 2 medalii. Noi sperăm să obținem mai multe medalii, acesta este obiectivul asumat cu Autoritatea Națională pentru Sport. Noi, ca de fiecare dată, ne depășim ceea ce ne propunem. Delegația română va pleca mâine noapte spre Danemarca și cu toate că drumul va fi parcurs cu mașina, oficialii speră la o evoluție strălucită a juniorilor români în ciuda oboselii ce se va acumula. Ocupanta locului al treilea din seria a doua a ligii secunde din România a promovat direct în prima ligă. Gazmetan Severin nu se va mai duela cu Unirea Alba Iulia, ci va înfrunta granzii României, Steaua, Dinamo sau Rapid. Decizia vine în urma neacordării licenței echipei Poli Timișoara, care va mai juca încă un an meciurile la matineu. Decizia nu este una tocmai surprinzătoare, fiind exclusă varianta de a avea doar 17 echipe în sezonul următor. Cum locul 15 nu a rămas în prima ligă, locul 3 din seria a doua, Gazmetan Severin, a promovat direct în Liga 1. În campionatul Unirea Alba Iulia a învins formația din Severin cu 3-0 în deplasare, însă meciul de acasă a fost pierdut cu 4-1 pe seama greșelilor din apărare. Iată ce a declarat antrenorul echipei din Severin la Alba Iulia. Regulamentul nu permite promovarea după locul 3. Lupta acolo este foarte, foarte strânsă. Eu am încercat să le sugerez jucătorilor să se elibereze de această, zicem, obsesie a locului 3. Importante sunt jocurile fiecare în parte, pregătirea unui joc și câștigarea lui implicit adaugă ceva, zicem, încrederea pentru jocul următor și tot așa. Pentru că de regulă fotbaliștii români sau echipele românești, pentru că sunt și echipe care au mult străini și tot așa cedează sub stresul rezultatului. E foarte greu de obținut locul 3, știu. Sunt multe echipe angajate, echipe mai puternice din niște puncte de vedere. Da, sper ca și noi să fim acolo în luptă până la finalul campionatului. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Meteorologii au emis o nouă avertizare de vreme rea. Pe tot parcursul zilei de astăzi și la noapte, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a teritoriului. Vor fi înorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 35-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 18 și 27 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade. Presiunea atmosferică este în scădere, iar mercurul din termometre se situează în această seară în jurul valorii de 17 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebeș,
18 grade la Aiud și Blaj și 15 grade Celsius înregistrează termometrele la Câmpeni. La noapte, valorile termice vor oscila în jurul a 11 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 12 grade la Sebeș și 10 grade Celsius atât la Blaj cât și la Câmpeni. Sâmbătă, vremea va fi ușor instabilă, iar cerul temporar noros. Ziua se vor semnala averse și descărcări electrice, iar în cursul nopții manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse. În zona montană, cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări doar în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade, iar cele minime între 9 și 18 grade, mai scăzute în depresiuni, până la 5-6 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul valorii de 25 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 26 de grade la Sebeș, 24 de grade la Blaj și 23 de grade Celsius înregistrează termometrele la Câmpeni. Vremea va fi în general instabilă și duminică. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate. În timpul zilei, local, în regiunile intercarpatice și pe arii restrânse în rest, vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, iar cele minime între 9 și 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de un weekend cât se poate de plăcut. La revedere!